Salut! Sunt la un balcon de la care admir ploaia și mă gândesc că e un fenomen natural care se întâmplă mai des sau mai rar și care pe unii bine dispune că o să aibă roadă dacă sunt de la țară și dacă au pământuri. Pe alții întristează că iată nu se pot duce la feșta de Paști, sau nu pot să meargă la club, sau nu pot să-și viziteze cumătru, sau nu pot să meargă la țintirim, sau că nu pot să meargă la lucru, sau te mirce alte motive. Și cam așa e în viață cu orice alt fenomen. Părerile se împart, mai ales despre situațiile și personajele politice. Mă uitam acum la Sergiu Mocanu și cineva în comentarii întreabă ce să facem că iată pleacă activiști ca Brega. Eu nu mă cred plecat, eu mă cred prezent și implicat. Aștept alegerile anticipate sau aștept alte campanii electorale să mă implic în viața publică. Pe canalul meu relatez cât pot de des despre Republica Moldova, dar și despre România, pentru că poate știți, am de foarte mult timp cetățenie dublă și mă interesează soarta ambelor țări românești. Dacă mi se plânge cineva, fac interviu, indiferent dacă omul e de la Giurgiu sau de la Giurgiulești, sau dacă văd vreun text, vreo opinie, vreo situație scandaloasă, imediat o publicăm pe pagina Curaj TV sau pe blogul Curaj TV, poate să fie și de la Paris sau din Sri Lanka, de exemplu. Deci eu mă manifest ca un cetățean al planetei și sunt prezent cam peste tot. Mă exprim preponderent în limba română, în limba mea maternă. Deci n-am plecat nicăieri, sunt prezent, virtual, pe internet, unde am fost exilați de soartă, de vremuri, de regimurile din Republica Moldova și din România. Dar gândindu-mă la situația politică din Republica Moldova, România, am auzit că nu se prevede de grabă alegerile anticipate și că Dragnea cu ALDE și cu tot felul de alți oportuniști fac și dreg cum vor ei până când o să le expire mandatul, pe când iată în urma alegerilor în Republica Moldova e o criză și criza asta poate să mai dureze maxim o lună, pentru că Parlamentul nu poate să tragă mult de timp. Dacă nu reușește să numească un guvern, să aleagă un președinte timp de 3 luni de la alegeri sau de la prima ședință, nu mai țin minte cum, nu va putea exista, președintele va avea temei sau chiar obligația să-l dizolve. Și se pare că cei 101 deputați, poate cu excepția celor 3 independenți, care au cheltuit o grămadă bani ca să ajungă în funcții, celorlalți politicieni le cam convin alegerile anticipate. Totuși unii zic, care anticipate? Unde anticipate? Că și așa suntem cea mai săracă țară din Europa, că avem criză și economică, nu doar politică. Și că ar trebui să vă suflecați mâinicile, noi pentru asta v-am delegat în Parlament, înțelegeți-vă. Și împing din spate pe socialiști în brațele acum, pe cei din blocul acum în brațele socialiștilor. În timpul ăsta, Partidul Democrat, care controla până acum guvernul, își face mendrele și lumea s-a împărțit, populația s-a împărțit în cel puțin două tabere. Unii care ar vrea anticipate ca să mai decidă odată cu votul pe cine să aducă în, eu știu, majoritate mai comodă în Parlament, alții care zic că anticipatele sunt ultima soluție și că trebuie evitate. Voi ce părere aveți despre această dilemă? Ce alternativă vedeți anticipatelor? Mie îmi convine. Politician începător, încă n-am participat decât în 3 scrutine electorale. Na, m-am implicat, am încercat să mă implic în mai multe, dar nu am fost lăsat în alegerile din România pentru că nu aveam domiciliu buletin românesc, iar la alegerile prezidențiale pentru că n-am putut să adun 15.000 de semnături în 2 săptămâni cât am avut la dispoziție. Dar în 3 campanii electorale m-am implicat și aș vrea să mă mai implic. Nu cheltui nimic, e buget zero.
tot altceva nu fac tai frunze la câini, vreau să mă implic în politică și îmi convin alegerile anticipate. Și nu cred că e foarte scump să cheltuim cam cât? Un dolar, un euro de cap de locuitor, nu doar dintre contribuabili, pentru alegeri sau referendum. Deci eu sunt adeptul referendumurilor și chiar a alegerilor cât mai dese. Chiar poate ați văzut în ideile mele electorale, aveam și ideea să se scurteze mandatul de deputat, de ales al poporului local sau de președinte, primar, să reducă la 2-3 ani. Dincoace în România am auzit alte propuneri legislative, să se mărească mandatul primarului după modelul mandatului președintelui la 5 ani. Dar eu nu sunt de acord cu argumentele lor și am văzut că multă lume i-a luat în râs. Dar ce părere aveți voi? Care vă sunt argumentele împotriva alegerilor anticipate? Sunt de acord că s-ar putea să nu se schimbe mare lucru, să rămână aceeași proporție, o treime pentru hoți, o treime pentru complicii hoților și o altă treime pentru cei care se declară alternativa, adevărată opoziție contra hoților. Și vor fi nevoiți din nou 3 luni. Vom fi nevoiți din nou 3 luni să așteptăm să se împace, să se înțeleagă, să facă ceva ca să meargă Parlamentul și Guvernul. Ce părere aveți? Cum comentați? Dacă vreți să intrați cu mine în dialog, puteți să apăsați butonul verde din partea de jos a ecranului. Eu o să primesc o notificare că aveți chef să intrați cu mine în discuție și am putea să vorbim cu cuvinte. Dacă cu cuvinte vorbite, adică la microfon, puteți să mă apelați doar de pe telefonul mobil, nu de pe laptop. Pot să rog pe cineva să încerce de pe tabletă, de exemplu, să mă apelez, că așa și nu m-am mai lămurit. În campania electorală în luna februarie nu m-am mai lămurit dacă pot fi apelat de pe tabletă sau nu. Sau comentați cu text și atunci eu să încerc așa de pe telefonul mobil să vă citesc textele și dacă sunt întrebări să vă răspund la ele, dacă sunt comentarii să reacționez. V-aș anunțat intenția de a intra cu mine în dialog. Despre anticipate, dar putem vorbi și orice vă doare pe voi, de bine sau de rău. Voi moldovenii n-ați învățat și nu veți învăța nimic. Salut! Hai că ești în direct. Eu înghețat imaginea omului care m-a sunat, probabil s-a emoționat, nu s-a așteptat că o să intre în direct. Ah, da. Se vede și se aude. Toată stima am auzit-o și respectul am auzit. De la Oradea mă suni, da. Mă tem că ești cu semnal slab, cu 3G și nu prea permite apel video. De aceea o să te rog să găsești un loc mai bun, cu conexiune mai bună sau chiar Wi-Fi, cum sunt eu pe Wi-Fi. Și atunci o să ne înțelegem. Acum iar ai înghețat și mă tem că nu putem dialoga. Continui să citesc dar comentariul lui Nicușor Saven. A fost un... Deci mie merge aici, dumneavoastră nu vă vedeți. Deci în 20 a fost un eveniment în Oradea, 100 de ani de la eliberarea de sub bolșevismul unguresc a Oradiei. Eu am mers. M-auzit? Da, parcă s-a auzit. Și a fost o aniversare, dumneata ai mers unde? La prefectură să protestezi? Eu am mers și am aruncat vreo 400 de manifeste cu o poezie pentru politicieni. Și ce îndemnai acolo? Ce să facă politicienii? Și am scris acea poezie în felul următor. Ce ați făcut din țara noastră? De 30 de ani ați demolat. Ce ați făcut din țara noastră? De 30 de ani ați destrămat. Ce ați făcut din țara noastră? De 30 de ani ne-ați alungat. Ce ați făcut din țara noastră? Da? Am fost amendat cu 10 milioane de lei. După care m-am supărat pe ei, am mers și am luat o plasă cu fundația lui George Becali și am pus gunoi, căcat de porc în ea
și am lăsat-o la sediu PNL din Bihor și am sunat la 112 și le-am spus că este o bombă ecologică la PNL. Și astăzi mi s-a făcut dosar penal pentru bomba ecologică cu căcat de porc. Eu cred că e o glumă nesărată, mai ales în condițiile în care, iată, sară în aer școli, biserici, aeroporturi și dumneata să faci glume cu bomba ecologică, mi se pare cam irresponsabil gestul. Dar vezi, apără-te, încearcă să invoci libertate de exprimare, drepturi fundamentale, poate scapi doar cu o amendă. Ce ai făcut cu amenda aceea cu 1000 de lei? Nu mă interesează, o să o plătesc când o să vreau eu sau când o să am bani. O să le duc mai departe. În continuare, după sărbătorile pascale, voi duce gunoi, căcat de porc, voi duce la toate partidele politice. Mai... Hai că iar s-a pierdut semnalul, îmi pare rău, nu putem continua. M-am mirat chiar că s-a auzit până acum. Cred că pot să... Nu vă supărați, s-a pierdut legătura și nu mai înțelegeam. Oricum a fost clar ideea, mulțumesc pentru intervenție. Nu sunt de acord cu astfel de forme de exprimare, dar omul poate să încerce pe răspundere, pe riscul lui. Nu știu dacă tot el a fost, Savin Nicușor zice, voi moldovenii nu ați învățat și nu veți învăța nimic, nu ca noi cei din România, suntem mai presus de voi, sperăm că voi învățați ceva de la noi românii. Ok, putem face o discuție și despre asta, cine de la cine are de învățat. Deocamdată se pare că liderul guvernării voastre, Liviu Dragnea, învață de la liderul mafiei noastre, Vladimir Plahotniuc, cum să captureze instituțiile statului. Deci, suntem chit. Ghiță Pomozoc zice, PSRM nu zice nimic de Plaha sau de oligarhie. Cum să zică dacă ei se hrănesc împreună? Salut, Pământene Oleg, sunt bune anticipatele ca un exercițiu democratic, însă bugetul austier ne dă de gol, anticipăm aceeași situație după anticipate, nu se schimbă nimic esențial. Am anticipat și eu acest argument, de asta, înainte să intre omul în direct de la Oradea, am zis că da, e posibil să nu se schimbe mare lucru și între timp să profite de această lipsă de putere mafia lui Plahotniuc cu miniștrii interimari, cu toate structurile paralizate și să-și facă pohta ce pohtesc de mult. Să stoarcă fondurile statului sau să-și dezvolte business-urile personale. Vasilache Sergiu zice cu așa președinte și fel de fel de șoricei, Plahatron periculos e cam să nu fie păcăleală mare. Păcăleală mare a fost la alegerile locale anticipate din iunie anul trecut sau anțărț, când Andrei Năstase a ajuns învingător, cu toate că mafia o avea pe Silvia Radu și aveau tot felul de candidați din pălărie. E adevărat că instanța după aceea a anulat acele alegeri, dar e clar că se poate de învins împotriva mafiei în alegeri. Iată, Valeriu Gușan vrea să participe în dialog, să vedem dacă la el semnalul e mai bun. Sper că el e pe Wi-Fi. Ce părere ai? Salut, mă aud bine? Eu sunt în transport. Ești în transport și ai probabil semnalul slab, da? Să încercăm. Despre anticipat, eu, părerea mea, că nimeni nu-și dore... Cum? Nimeni din tranșă nu-și doresc anticipate, nici mafia nu-și dorește anticipate, nici mafia socialiștilor și nici blocul acum. Ei, socialiștii, joc teatru cum că ei vor în anticipate, dar eu gândesc că e pur și simplu își ridică lor prețul sau ceva genul ăsta, prin asta încearc să negocieze funcții cât mai multe. De exemplu, ei vor Ministerul de Externe, vor speakerul Parlamentului ca să nu fie suspendat turistul de multe ori, de câte ori vre alții.
Deci ei joacă un teatru, amu. Nimic din actualul legislativ nu-și dorește anticipate. Nici șor nu-și dorește anticipate. Mai mult ca atât șor. El a cheltuit o grămadă de bani și nu prea are el atâtea finanțe ca să-și permită să mai intre în anticipate. Asta e părerea mea. Ei joacă un teatru. Un teatru de prost gust, în orice caz a fi ales și guvernul, a fi ori eu mai mult bănuiesc că va fi Partidul Democrat împreună cu Partidul Socialiștilor să facă un guvern. Asta e părerea mea și cred că așa și va fi. Sau dacă socialiștii vor negocia cu acum, într-un fel sau altul, funcțiile de speaker, funcțiile de ministru de externe, apărării și Ministerul de Interne, parmiscă eu vor. Bun, Valeriu, mulțumesc pentru intervenție. Am înțeles ideea ta, nu sunt de acord. Eu am spus chiar la început, cred că cam toți vor anticipate și pentru ei niște milioane pe care le-au cheltuit oficial, conform declarațiilor de la CEC, pentru campanie electorală, nu înseamnă nimic și nici dublarea sau triplarea acelei sume în cheltuielile neoficiale, de asemenea, nu înseamnă decât semințe, bani mărunți, la câte miliarde au ei și la câte alte fonduri pot să mai antreneze. Cheltuielile de campanie electorală nu sunt principala problemă. Mai mari probleme ar fi dacă, de exemplu, ar trebui să comaseze alegerile locale cu alegerile parlamentare, pentru că nu e așa, deja expirat sau expiră de grabă mandatele primarilor și consilierilor și deci alegerile locale ordinare sunt obligatorii. Și dacă le-ar suprapune, atunci multe partide ar avea probleme de cadre, pentru că vor trebui să aibă pe lângă lista de partid cu 50 sau măcar 30 de candidați, vor trebui să aibă candidați și în principalele orașe, dacă ești partid serios, se impune, și după aceea liste de partid în centre raionale, 33 de raioane, în primării mai importante. Deci vor avea mare, mare penurie de cadre partidele serioase. Da, dacă Valeriu a plecat, sau eu l-am scos, îmi pare rău, dacă zice el că ăștia nu-și doresc alegerile, de ce nu fac niciun efort vizibil ca să prevină alegerile anticipate? Ceea ce face blocul acum cu inventarea grupului de lucru la care, iată, și azi sau ieri, nu știu când au fost prezenți vreo câțiva reprezentanța lor, dar n-a venit nimeni de la Partidul Socialiștilor, asta e joacă de copii. Clar că nu-și doresc colaborare serioasă cu socialiștii, iar socialiștii condiționează să fie numai decât instituționalizată și de lungă durată coaliția, ceea ce nici de cum nu poate fi acceptat de blocul acum. E clar că nici unii, nici alții nu vor să cedeze nimic și asta e taman la mâna democraților care controlează totul în țară și guvernează latent. Mă întreba Narcis Florin mai devreme ce părere am de regizorul Lars von Trier. Mi se par puternice, interesante filmele lui, dar ca om, în declarațiile lui publice, am auzit că a făcut și greșeli, niște declarații aproape naziste și de asta am rezerve să mă bucur să mă laud cu el. Are filme trăsnite, experimentale, mă bucur că are curajul să caute soluții. Cinematografia e o artă în agonie, consumă prea mulți bani și concurența cu internetul, cu YouTube-ul, cu televiziunile o va forța să se schimbe. Iar Lars von Trier a simțit asta încă în anii 90 și el a fost unul dintre fondatorii curentului Dogma 95, dacă nu greșesc, niște filme făcute cu camere de amatori. A experimentat mult, dar are și filme bune, puternice, în stil clasic făcute. Frați moldoveni, învățați și nu faceți ce am făcut noi românii, insistă Savin Nicușor. Bun, hai să specificăm în ce chestii anume să învățăm unii de la alții. Ce e bun în Moldova și ce e bun în România de învățat. Sau ce e rău, greșeală și nu trebuie repetată. Cine vrea să mai participe ca omul de mai devreme și ca Valeriu,
în dialog cu mine, trebuie să apese butonul verde din partea de jos a ecranului, acolo lângă, lângă comentarii, lângă like-uri, lângă share. Este un buton verde, dar trebuie să fiți numai decât pe telefonul mobil, nu puteți să participați cu mine în dialog de pe computer. Nu pot să se spună nimic, sunt în aceeași bandă, Bratvaua, răspunde Pavel Botezatul lui Ghiță Pomozoc despre faptul că socialiștii nu zic nimic de rău despre mafia lui Plahotniuc. Nicușor Savin zice să-l dau afară pe comunistul ăsta, dar nu știu la cine se referă, care dintre ei a apărut comunist. Cel care a vorbit primul, credeam că el e Nicușor Savin, cel care a vorbit al doilea, nici de cum nu e comunist, chiar dacă are convingeri de stânga, social-democrate, poate. De altfel, în Portugalia am văzut că în campania electorală acolo se implică tamanca Republica Moldova, Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor într-un bloc cu ecologiștii. Incredibil, ecologiștii au făcut alianță cu Partidul Comuniștilor portughez. Care partid al comuniștilor se afișează tot cu Secera și Ciocanu, dar fără steluța cu cinci colțuri. Uite la el ce gușă are, nu știu despre cine vorbește. Deci el la primul, sigur nu era Nicușor Savin, pentru că reproșează că are gușă mare. Eu zic să fim mai civilizați și să nu discutăm aspectul omului, ținuta, ci să vorbim despre ce a vorbit sau ce a făcut omul. Așadar, nu atacăm persoane, ci comentăm idei și fapte, dacă vrem să fim civilizați. Dacă nu, pur și simplu o să vă ignor sau o să vă blochez. Atenție, dacă vreți să intrați cu mine în dialog, trebuie să țineți telefonul pe orizontală, așa ca mine, și nu pe verticală, cum vă place vouă. Vedeți, imaginea mea e pe orizontală, tot așa trebuie ținut telefonul atunci când apeși butonul verde ca să vorbești cu Brega. Îți convin alegerile anticipate, că câștigi, nu câștigi, n-ai ce pierde, dar poporul cum rămâne cu votul? Votul mixt. Poporului convine anticipatele, dar nu cu vot mixt. Mai, pe mine mă, doamnă Maria F.D. din Israel, pe mine mă distrează chestia asta cu votul mixt. Votul mixt e doar o formă de organizare a alegerilor, care îi avantajează pe oligarhi, pe mafioți. Îi avantajează. Dar asta nu înseamnă că nu sunt o formă legală de organizare a alegerilor. Și acum e cam imposibil să modifici legile. Mai ales că, iată, nu se poate forma o, măcar o majoritate de conjunctură în Parlament. Vă așteptați că socialiștii o să voteze schimbarea codului electoral? Ca coextate. Că ei taman cu democrații, asta au votat ca să facă sistemul mixt. Pentru că democrații propuneau chiar vot uninominal, să fie numai pe circumscripții. Socialiștii au propus o variantă de compromis. Acum nu vă așteptați la socialiști să se răzgândească peste noapte. Ei știau de atunci că vor avea de pierdut din sistemul ăsta mixt, dar așa a fost înțelegerea cu ei. Asta e dovada că ei sunt împreună cu Plahotniuc. Poate nu socialiștii toți, ci Dodon e împreună cu Plahotniuc. Și probabil și Zena Greceană și Ivan Ceban și cine mai sunt acolo în fruntea Partidului Socialiștilor. Poate că unii socialiști de rând nu sunt de acord cu asta, dar poate nici nu-și dau seama. Angela Rohan zice că mă urmărește de mult și sunt bravo, dar nu o să mai citesc saluturi și laude, ci aștept doar întrebări, critici, comentarii la tema anticipatelor și alternativa la ele. Am niște videouri pentru tine, dacă se poate, în direct, zice Constantin Curnic. Constantin Curnic, poți să-mi trimiți videourile pe e-mail, pe WhatsApp, pe Viber, pe Skype, pe Facebook sau și mai bine, bagă-le direct pe YouTube și dă-mi link aici. Dacă vrei să intri în direct, apasă pe butonul verde din partea de jos a ecranului, dar ține telefonul în poziție orizontală și intri în direct, dar aici nu o să-mi poți transmite videourile ca să le public, ca să le difuzez mai departe. Adă-i aminte românului că la început a fost Moldova, mai apoi a apărut țara românească, zice Vasile Buburuz, repetând propaganda stalinistă, propaganda din Transnistria și propaganda multor stataliști din
Republica Moldova de azi. Dar asta e o poveste de spus la copii proști. Da? Statul medieval Moldova a apărut peste 20 de ani după apariția statului medieval Țara Românească sau Muntenia. Deci în 1331 Basarab I a descălecat și a întemeiat Țara Românească, iar în 1359, deci câți ani sunt de 31 și 59? Sunt ceva ani, aproape 30 de ani. Dragoș I a descălecat tot peste Carpați, dar în partea nordică acolo, și a întemeiat Țara Românească, cu prima capitală la Baia, care știți unde e Baia acum? În Moldova Românească, e pe lângă Rădăuți, Suceava, Botoșani, tot la Suceava, Ștefan cel Mare, unul dintre domnitorii moldoveni, a avut capitală și e înmormântat la Putna, tot acolo, în Moldova Românească. Iar dacă aveți în vedere statul modern, România, întemeiat după unirea Moldovei, statului medieval Moldova, cu statul medieval Muntenia, Țara Românească, în 1859. Și acela a apărut înaintea Republicii Moldova, de exemplu. Republica Moldova a apărut ca stat în 1991 prin declararea independenței. În 91. Pe când România, v-am zis, a apărut prima dată în 1331, da? Cu foarte multe sute de ani înainte, sau în 1859, prin unirea Moldovei cu Valahia sau Țara Românească. Republica Moldova niciodată nu a putut fi Moldova. Ștefan cel Mare niciodată n-a domnit în Republica Moldova. El venea pe la cetățile de la Soroca, de la Tighina sau ce cetăți mai erau în sud acolo, dar cele au rămas în Ucraina acum. El venea pe la mănăstirea, cum se chema mănăstirea, ce... Da, bine, nu contează. Ăsta făcea războaie și mănăstiri și după aceea îmbla cu lela peste tot. Ștefan cel Mare nu e un reper foarte bun. Deci nu mai spuneți tâmpenii asta că vă faceți de râs că Moldova a fost înaintea României. Oricine a învățat un pic de istorie știe că asta e o poveste tâmpită. Și nu mai pretindeți că ar fi limba moldovenească altfel de limbă, pentru că iată, adineauri a vorbit unul de la Oradea și unul de la Sângera, lângă Chișinău, și eu vorbesc de acum de peste Hăt, de peste Mări și Țări, toți vorbim aceeași limbă, indiferent cum o numiți voi, moldovenească sau română, e aceeași limbă. I-am spus că voi trebuia să învățați din greșelile noastre și să faceți ca lucrurile să meargă bine, insistă Nicușor Savin, dar eu insist să-l întreb pe el în mod concret. Ce greșeli crede că a făcut partea moldovenească a României dincolo de Prut și ce greșeli credeți că a făcut partea vestică a României dincoace de Prut? Te urmăresc pe YouTube seară de seară, zice Angela Rohan. Nu-i adevărat. Adică, na, poți să urmărești, dar nu live-uri, că nu fac seară de seară live-uri pe YouTube. De mulți ani nu mai fac. Dar câțiva ani, într-adevăr, am apărut în internet, în hangout-uri pe YouTube seară de seară. Și, într-adevăr, poți să mă privești seară de seară, pentru că am mii de videouri pe YouTube și unele poți să le privești chiar de mai multe ori. Dar mi s-a mai întâmplat și după ce aveam emisiuni la radio, mă întâlneau peste câțiva oameni, peste câțiva ani oamenii și îmi ziceau, te ascult la radio și ziceam, aha, aha, te cred. Sau după ce mi-am închis emisiunea la televizor, te urmăresc la televizor și eu ziceam, aha, aha. Savin Nicușor, ce vorbește? Ce vorbești, Nicușor Savin? E dezastru cu țiganii voștri. Ce să învețe deal de voi a curvări și a fura, zice Maria Isaac, cu un mesaj rasist, rușinos, condamnabil. În primul rând, pentru că folosiți un termen peiorativ, ofensator pentru romi și vă învăț, dacă vreți să fiți civilizați, să evitați termenul ăsta și să le ziceți la oameni romi și oricum să nu folosiți în context negativ numele ăsta, pentru că stigmatizați și vorbiți de rău o întreagă etnie cu milioane de oameni în toată lumea, nu doar în România. E adevărat că în România, de pe tot continentul european, e cea mai mare comunitate de romi, dar sunt comunitate de milioane, de milioane de romi, hitani sau cum îi mai numesc ei, și în Spania, și în Franța, și în Bulgaria.
Și de aceea e bine să fim civilizați, să evităm astfel de etichetări și de stigmatizări și de înjurături. Mai ales în luna aprilie, când pe data de 8, la scară globală, din anii 70 încă, se marchează Ziua Internațională a Romilor. Și atâtea state civilizate fac eforturi conjugate sau separate de integrare a romilor în societate, după ce secole la rând i-am ținut în robie, inclusiv noi, românii. Abia după Revoluția din 48 s-a renunțat la robia romilor. Și asta ar trebui să ne amintim de fiecare dată când ne mirăm. Oare de ce nu se integrează? Evident, nu toți, sunt foarte mulți romi de mult integrați, unii sunt deputați, unii sunt... Iată, avem și în Parlamentul de la Chișinău și în Parlamentul de la București romi, da? Unii tineri, inteligenți, doctori, profesori, dar alții nu prea se integrează și ne întrebăm, oare de ce nu se integrează? Pentru că de-aia, pentru că i-am lăsat desculți, dezbrăcați și fără niciun fel de educație cu 150 de ani în urmă, nu i-am ajutat cu nimic să se integreze, ba mai mult, acum vreo 70 de ani am comis și un Roma Caos, un fel de pogrom, holocaust împotriva lor și ne întrebăm de ce nu se integrează. Pentru că e greu, pentru că e... nu e imposibil, dar e foarte greu, e dificil să o faci fără susținere, fără măsuri afirmative, prin lege și prin fapte. Socialiștii sunt în plasa lui Placa, zice Maria F.D. din Israel. De aceea nu ies la convorbire. Nu mai acuzați blocul acum. Îi acuzăm că fac de mântuială demersurile și că insistă cu pachetul lor de lege anti-oligarhie și tot așa. Ar trebui să fie mai flexibil și mai rațional, dacă într-adevăr vor să evite anticipatele. Dar eu îi suspectez, sau am aproape că convingerea că ei speră ca după anticipate să aibă mai mult decât doar un sfert din mandate. Victor Rozmeriță zice, unire cu... unire, ce te mai coiești? Țara asta este capturată. Fii direct și nu te ascunde după deget. Victor Rozmeriță, eu am făcut unirea. Toată familia mea avem cetățenie dublă. Cam toți ai mei trăiesc, dacă nu în România, dincolo de România, în Europa. Noi vorbim românești, noi am declarat că familia noastră e unionistă încă din timpul când stătea la pușcărie pentru asta în anii de guvernare a Partidului Comunist al lui Voronin. Deci nu mă coiesc, eu sunt unionist, dar nu din ăla sfărăitor și declarativ. O, unire, unire, cum? Cu mafia noastră, cu mafia lor? Biserica noastră hrăpăreață, cu biserica lor hrăpăreață? O, două sărăcii să le unim? Nu oricum. Facem unire, dar o facem rațională și civilizată. Dacă e posibil. Dacă nu, las că poate să reziste și două state românești, după cum există două state germane. Foarte bun model austriac. De ce n-am putea să vorbim și noi românești, dar să fim alt stat? Și să avem o competiție de idei, să vedem care o duce mai bine. Deocamdată e clar că în România o duc mai bine, chiar dacă al 12-lea sunt în UE, dar lucrurile sunt comparabile. Alegeți oameni și nu partidul. Oamenii sfințesc locul, insistă Nicușor Savin. Ok, nu sunt de acord cu ideea asta, dar cred că e o altă temă de discuție. Savin Nicușor revine la tema cu țiganii noștri. Ei sunt ai planetei, poate și voi îi aveți. E adevărat, eu am făcut o teză de masterat la Iași despre integrarea romilor și da, am constatat că sunt o etnie fără patrie, fără țară. Există curente pe internet, curente culturale sau chiar politice care cer o patrie pentru romi după modelul evreiesc, dar evreii au avut o patrie a lor, Palestina, pe când romii unde să-i trimiți pe romi, care să fie patria lor?
salut din Germania. Dacă nimeni nu ar vota, jocul nu mai are loc. Credeți că dacă votul ar conta, ar mai fi fost făcut? Zice cineva, dar revenim la tema asta. Deocamdată Iulia vrea să intre cu noi în direct, să vedem dacă reușește. Amintesc, cine vrea să participe cu mine în dialog trebuie să țină telefonul în poziție orizontală, tot ca mine, și să apese butonul verde din partea de jos, acolo unde comentezi sau dai like. Și atunci eu accept invitația și poți să participi cu mine în dialog dacă ai conexiunea bună. Revin la ideea lui Petru Simon. Nu sunt de acord că dacă nimeni n-ar vota, n-ar mai avea loc jocul democratic. Ei ar aduce destui alegători, nu va exista o situație în care nimeni să nu participe la vot. E adevărat că prin lege există prag de validare a alegerilor. Se pare că și la noi există prag de validare, dar dacă o să vină tot mai puțini oameni, cum s-a întâmplat la alegerile din Chișinău, mi-amintesc, acum 12 ani, de vreo două ori n-au venit 35% ca să valideze alegerile, și atunci ei au coborât pragul de validare a alegerilor locale la 25%. Și următorul primar în 2007 sau 2008 a ajuns Dorin Chertoacă cu modificarea asta de lege. La fel și cu alegerile. Cineva zicea, hai să boicotăm, să nu participăm la alegeri. Ei o să aibă destui și partide de opoziție și partide de guvernare și alegători și observatori ca să mimeze procesul democratic. De aceea e în interesul nostru să participăm și nu să boicotăm. Mai încearcă cineva să vină cu mine în dialog, dar văd că nu reușește. Oleg, nici dumneavoastră n-ați făcut nimic cu socialiștii, zice... N-ați fi făcut nimic cu socialiștii, zice Elena Gugulan. Pe ei nu interesează cursul european, democrația. De astea ei se țin mai tare decât de... Ei se tem mai tare de afia, de asta decât de mafie și de corupție. Ei sunt mai aproape de PD. Eu totuși, spre deosebire de blocul acum, aș fi fost cât se poate de deschis și clar, le-aș fi propus orice combinație, orice funcție, numai să se delimiteze de plahotniuc și de mafie. Pe când ăștia le propun nu știu ce grup de lucru fantomatic. Când vrei să îngropi o problemă, mai creezi un grup de lucru. Asta e deja de mult cunoscut. Și eu n-aș fi reușit mare lucru cu socialiștii, pentru că eu sunt unul și dacă ajung deputat în Parlament, voi fi independent și da, voi fi cel mai probabil unul contra tuturor, deci unul contra 100. Radu Maranduc zice, nu mai intra în polemică cu analfabeții în materie de istorie și îndoctrinații. Sau crezi că schimb ceva în capul lor? Da, eu cred că se poate discuta cu oamenii, se poate invoca surse istorice și miza nu sunt cei care au vărsat intoxicația și minciuna și diversiunea, ci ceilalți, 100 sau 1000 care vor privi în zilele următoare, care ar putea să ia de bună tâmpenie, minciuna, mai ales dacă o aud odată, de două ori poate să zică, da, Moldova era înaintea României. Da? De unde? De când? Și atunci le aduce argumentul. Statul medieval Moldova a apărut după statul medieval Muntenia, țara românească, și după aceea Republica Moldova a apărut cu 100 și ceva de ani după statul modern România. Deci, nicevo padobnova, cum zice neamțul. Le mai deschide ochii că mulți moldoveni în țară sunt înapoieți. Îmi dă dreptate Adrian Țurcanu și mulțumesc că mă susține. Dragoș Bărzoi zice, statul Moldova a fost, acum există statul Republica Moldova. Și limba e Republic Moldovenească. De acord, și ar trebui să scrie asta în Constituție. Pun pariu dacă s-ar face referendum moldoveni, ar zice, da, să numească limba Republic Moldovenească. Și atunci eu o să fac referendum la pepeni și o să zic, limba noastră, a fraților Brega, e limba bregeană sau, cel mai rău caz, pepenească. Vreau să te întreb, Oleg, ce ochi ai în privința unirii cu România? Întreabă Gheorghe Donici și nici nu vreau să-i răspund. Am vorbit adineauri și vorbesc de
de zeci de ani despre unire cu toate explicațiile și ei încă mă mai întreabă ce părere am despre unire. Și în UK sunt englezi, țigani, gipsi, zice Adrian Țurcanu. Da, romi sunt peste tot și tendința în lumea civilizată e să nu-i mai numească cu acest cuvânt ofensator, pentru că cuvântul acesta a fost compromis. Are deja conotație peiorativă. În cel mai rău caz, romii între ei au voie să se numească țigani. Ei lasă să se numească cum vor. Totuși, în limba romanii, rom înseamnă om, pe când țigan din limba greacă veche, tigainos, înseamnă murdar de neatins. Deci iată de ce e un cuvânt pe care l-au folosit grecii pe timpul acela cu dispreț la adresa romilor și de asta noi n-ar trebui acum în lumea civilizată, în mileniul al treilea, să folosim un cuvânt atât de ofensator. La fel cum e urât să vorbești poponar, pidar sau jdan. Da? Lasă evreii să-și zică jdan dacă vor, dar noi n-avem voie, conform cutumelor, normelor civilizației, să ne adresăm lor sau să vorbim despre ei în felul ăsta, decât dacă vrem să părem naziști sau needucați. În Franța, majoritatea vorbesc românește, pe bune, zice Lucia Coțaga. Da, și eu m-am mirat în Portugalia, în supermarket, aproape în fiecare zi întâlneam nu doar moldoveni, ci moldoveni care mă recunoșteau. Suntem români și punct. România mare întregită, zice Sergiu Gorceag. Da, necitat nevredna. Oleg, te-aș ruga să-mi răspunzi. Gheorghe Donici zice, probabil am răspuns la întrebare mai devreme. Maria F.D. insiste, poporul nu e de acord cu votul acesta mixt. Să vedem, Gheorghe Donici, dacă reușește să intre cu noi, cu mine, în direct. Poporul nu e de acord cu votul acesta mixt, atunci noi ce facem? Continuăm să fim cârpele lor? Doamne, conform regulii democrației, dacă au decis aleșii poporului astfel și a devenit lege, suntem obligați să respectăm legile, chiar dacă nu suntem de acord cu ele. Ne implicăm politic, facem partide, ne băgăm în partide, candidăm independent, mergem la vot și cerem celor care candidează să schimbe votul mix. Asta e singura soluție legală. Facem proteste, îi dăm în judecată, în contencios administrativ, acționăm la Curtea Constituțională, nu avem dreptul direct, dar prin deputați, prin miniștri, putem, prin avocatul poporului, putem sesiza Curtea Constituțională. Astea sunt singurele instrumente legale, democratice de care dispunem. Continuăm să fim cârpele lor? Nu, când respecti o lege, nu ești cârpa nimănui. Ești un cetățean corect care respecti legea, statul și drepturile altora. Atunci nu mai ieșim nici noi la anticipate, că oricum noi, poporul, nu avem de câștigat. Eu am mers în Moldova pe 24 februarie, am perfectat actele, am votat și, în plus, cheltuielile de 400 de euro. Pentru ce? Ca să rămân nimic schimbat? La anticipate nici n-am de gând să mai particip. Foarte rău, o să participe alții și o să voteze cum o să vrea ei. Democrația costă. Oleg deschide ochii la cei cu creierul spălat, ce ține de cine suntem. A, am înțeles că credeam că e un îndemn spre mine, dar de fapt omul a explicat ce fac eu când invoc istoria. Oleg, tu nu citești comentariile corect. Da, Nicușor Savin, nu le citesc corect, îmi pare rău, telefonul e mic, ecranul e mic și uneori mai nu folosiți nici voi virgule foarte clar și atunci eu mai schimb accentele, îmi pare rău. Intrați în direct și atunci o să vorbiți cu accentul vostru. Cine vrea să intre în direct, apăsați în partea de jos a ecranului telefonului mobil pe butonul verde. Care este problema? Întreabă Serghei Grubăi. Problema e că unii vor anticipate și alții nu vor. Și eu întreb pe cei care nu vor anticipate. Dar de ce nu vreți anticipate? Că mie îmi convine, că eu vreau să mai candidez odată. Nu cheltui niciun ban, cu buget zero. Îmi cresc vizualizările pe YouTube. Îmi crește ratingul electoral. Acum am luat mai mult de 3%. A doua oară la primărie am luat mai mult de 1%. Prima oară, prima dată, în 2014, am luat mai puțin de 1%. Deci, după cum vedeți, ratingul meu aproape se dublează. Deci, dacă particip de vreo câteva ori, s-ar putea să ajung și în Parlament, ca Oazul Nantoi, la bătrâneță. Am avut și eu o problemă cu poliția, zice Dragoș Danilă, poliția de la Râmnicu Sărat. Să-ți povestesc pe scurt.
Eram cu un prieten pe drum și aveam un ghiozdan la noi, cu diverse produse. Poliția ne oprește pentru că, zic ei, s-a furat o geantă în acea zonă. Și ne trece numele, prenumele, strada pe o foaie. Din ce cauză a luat datele? Pentru că le-ați dat. Căutați video pe YouTube cum vorbește Brega cu poliția, da? Și la mine vine poliția și vă rog să vă legitimați. Eu îi zic, în neata întâi trebuie să te legitimezi și după ce s-o legitimați și mi-au arătat și legitimația, trebuie să motivez care-i temeiul să mă legitimez. Deci ei au voie să te legitimeze doar dacă există un temei legal. S-a comis un furt și dumneata pari suspect sau ai traversat neregulamentar strada și s-ar putea să fii pasibil de o amendă sau, eu știu, temeiuri legale, nu inventat, că dumneata m-ai filmat. Asta nu-i temei legal că te-am filmat. Dumneata ești polițist în uniformă, în serviciu public, am voie să te filmez. Ia căutați video pe YouTube, doi polițai și un ceaușist. Să vedeți cum i-am trimis la plimbare pe polițiști, nu le-a prezentat niciun buletin. Din ce cauză au luat datele? Pentru că le-ați dat. Oleg, lăsăm romii, zice Gheorghe Donici. Și eu zic să-i lăsăm în pace că n-are nicio vină săracul rom și nici Roma. Revenire Moldovei acasă în România Mare. Hai să visăm frumos. O, Valeriu Căldăraru, iată un rom activ și foarte de treabă pe care îl știu de când era încă adolescent în anii 2004-2005 la el în sat am fost la Mingir și a vorbit prima dată la megafonul nostru, de atunci a prins omul curaj și e foarte implicat în comunitate, e unul dintre mediatorii comunitari din satele cu populație compactă de romi. Deci iată, mă bucur că Valeriu Căldăraru ne urmărește, poate are curaj să intre și el în direct cu mine, să apese pe butonul verde de pe telefonul mobil, să vorbească despre soarta romilor sau să se dea cu părere despre anticipate, care e alternativa anticipatelor, de exemplu, și de ce nu se implică romii. Știu că există Partidul Romilor în Republica Moldova, de ce nu candidează? Eu aș vota cu mare drag Partidul Romilor. Aș participa ultimul pe lista Partidului Romilor. Băiete, ce prostii tot vorbește acolo, zice Marius Florin Popovici. Care două germanii? Tu ai unit? Ce? Ai schimbat pașapoartele moldovenești cu cele românești ca să circule în UE cu ai tăi unioniști? Nu, tată, acum în UE pot să circul și cu pașaportul meu moldovenesc. Moldova de vreo 3 ani e asociată cu Uniunea Europeană, la fel cum e Turcia din 68. Dar e adevărat, da, cu pașaportul românesc, încă din 96, de când am preobținut cetățenia, pot să călătoresc mai liber, mai ușor peste hotare. Și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care mi-am redobândit cetățenie. Dar n-am avut neapărat un interes meschin când am făcut-o, ci am făcut-o pentru că era posibil și pentru că am reparat o greșeală a istoriei. Eu cred că statul românesc trebuia, prin lege, să acorde cetățenie românească tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Mă gândesc eu. Și așa s-ar fi făcut mai ușor unirea. Dar nu s-a dorit. Și din contra, și acum, există atâta birocrație în redobândirea cetățeniei române, încât această birocrație alimentează o mafie a cetățeniilor românești. Moldova este una în țara românească, zice Sergiu Gorceac. Da, s-o crezi dumneata. Moldova e foarte multe. Una e cea care conține Baia, Suceava și Iași, ultima capitală a Moldovei. Dar mai există și Moldova, Republica Moldova, stat independent, prima care a recunoscut Republica Moldova în 27 august 91, a fost anume România, lui Iliescu. După aceea există partea de sud a Moldovei, Basarabia aceea, pe malul mării. O, iată fratele meu din Islanda, Ghenadi, vrea să vorbească. Și după aceea există partea de nord a Moldovei, Bucovina de nord, care e tot în Ucraina. Și ar mai fi, de exemplu, Transnistria, care e sub ocupația armatei rusești și, na, nu e una Moldova. Nu vă mai spun că la Praga este râul Moldova, îmi pare că. Ați avut șansa să alegeți oameni? O, Ghenadi, ciao! Noroc! Noroc!
Dacă vrei, rămân, termină comentariul de citit. Mai nu te aud, mai mult zgomotele le aud decât ce întrebi tu. Acum se aude? Te aud, zi. Ziceam să termin de citit comentariul. Păi nu, nu contează, zi. Prioritarii sunt oamenii care intră în direct. La comentarii pot reveni oricând. Perfect. Întrebarea din subiectul pe care l-aveți voi de azi, care e alternativa la alegerile anticipate? Observ de vreo 10 ani de când tot urmăresc ce se întâmplă în Moldova, observ că populația se comportă ca broasca pe care o arunce în cea unul cu apă și pui la fiert, nu reacționează de nicio culoare. Când îl fură la bani, când îi dă un salariu mizerabil, când îi dă un post de muncă prost plătit, unul fără nicio normă, fără nimic, iar omul își pierde timpul toată ziua, toată luna, toată viața o pierde la un job pentru care nu primește aproape nimic, nici satisfacția de a munci, nici măcar un ban ca să-și cumpere o casă sau să trăiască decent. Și apare întrebarea, de ce oamenii acceptă mizeria asta? Pentru că prin comparație cu orice stat european, Moldova e pe ultimul loc. În Moldova nu e remunerată cu nimic munca nici a profesorilor, nici a educatorilor din grădiniță, dar așteptăm ca lucrurile să schimbe. Mă enervează la culme faptul că oamenii nu reacționează atunci când li se face din rău în mai rău. Spre exemplu, luna trecută, pe 23 martie, a intrat în vigoare, exact acum o lună, a intrat în vigoare legea care reglementează utilizarea dronelor. Și n-am văzut niciun protest în societate. N-am văzut societatea să se împotrivească, să spună că nu e de acord, să ceară explicații, pentru că, până la urmă, cine a schimbat legea, dacă nu cei care au ceva de ascuns? Și nici măcar până acum nu putem, nu asistăm la dezbateri la nivel de societate pe chestiunea impactului. Pentru că atunci când interzici utilizarea dronilor, de fapt o reglementezi. În aparență e doar reglementare. Dar dacă în lege spune că eu nu pot utiliza drona, obiectul meu privat, da? Așa cum iau motocicletă, așa cum iau o mașină, cum iau o casă, nu pot utiliza conform destinației decât cu voie de la partid, iar partidul vrea să știe în ce zi, la ce oră, la ce înălțime, la ce locație mă duc să filmez. Și în cazul dat, câtă libertate am eu din momentul în care trebuie să cer partidului stat, să-i cer voie să-i spun la ce adresă mă duc astăzi să filmez. Eu aș echivala cenzura dronelor cu cenzura pe care o aplica pe timpuri guvernarea pe vremea Uniunii Sovietice, atunci când îți interziceau să scrii, îți interziceau să publici, îți interziceau să gândești, să te exprimi public, ceea ce același lucru din momentul în care trebuie să spui autorității când pui mâna pe pix, în ce direcție îl folosești, pe care caiet scrii și anume ce scrii. Pentru că atât timp cât trebuie să arăți adresa la care mergi să filmezi, asta înseamnă că trebuie să spui exact ce va conține materialul. A rămas doar un fleac să-ți dea voie să publice asta. Presupun că asta e etapa următoare. Să-ți spună că ai difuzat imagini din grădina lui Cutărescu pe care noi ți-am permis să le filmezi. Dar asta intră sub incidența altei legi date cu caracter personal. Ai filmat grădina și nu e bine. Deci cred că restricționarea accesului la informație despre cei care fură e bine gândită, e bine făcută de autoritatea care e interesată să ascundă mișmașurile și furăciunile, dar mă indignează faptul că societatea n-a reacționat și nu reacționează în prezent. Mâine, poi mâine, peste o lună, peste două, o să asistăm pasiv cum jurnaliștilor li se pune călușul în gură și cetățenilor activi, pentru că nu doar jurnaliștii au drone, nu doar pe jurnaliști îi afectează, îi afectează pe toți cei cărora le pasă. Iată, alternativă la alegerile anticipate ar fi să asistăm, să observăm, să înțelegem că, de fapt, nimic în Moldova nu o să schimbe până în momentul în care oamenii nor să înceapă ei să reacționeze, ei să filmeze, ei să comenteze, ei să
ceară schimbări la locul de muncă, să ceară schimbări în lege, să ceară corectitudine, să ceară ca instituțiile statului să publice toată informația despre toți cei care ajung la guvernare. Spre exemplu, pe pagina Parlamentului, nici acum nu poți vedea declarațiile de avere ale deputaților. Nu toți le-au făcut publice, ceea ce mie mi se pare o crimă. Și nu văd asta în mass media, nu se discută zi de zi câți dintre deputați își ascund averile sau ce se întâmplă cu cei care dețin averi pe care le-au declarat în răspăr, așa, au declarat că au o mașină care valorează 10.000 de lei, dar ea valorează, de fapt, 30.000 de dolari. Nicio finalitate pentru cazurile astea semnalate și de presă și de societate. Deci eu văd alternativa la legile anticipate, burzuluiala sau revolta din societate, care iată acum lipsește. Pot să zici că ne-au pus călușul în gură pe zeci de ani, dacă oamenii nu se revoltă nici când sunt interzise dronele. Mulțumesc, Ghenadie. Iată dovada că nici celălalt Brega nu doarme. E plecat, dar nu a renunțat la implicare. Dacă vrei, te scot eu. Dacă vrei, ieși tu. Ok. Ați avut șansa să alegeți oameni care vroiau binele țării. De ce nu ați făcut-o? Întreabă Savin Nicușor. Cum nu? Iată, au votat oamenii. Tot felul de candidați. O națiune, un sânge, o Românie. Salutare, dragi frați moldoveni. Revenire acasă. Stai că mai era, se pare că Gheorghe Donici în așteptare. Mai încearcă el odată să intre. Și leii noștri se numesc leuri, zice Cezar, glumind probabil despre cei care pretind că am avea altă limbă și altă nație. De ce noi vrea să-mi răspunzi? Insistă Gheorghe Donici. Așa s-a zgârcit. Marius Florin Popovici. Pentru că habar n-are pe ce lume trăiește. Sper că nu e la adresa mea, sper că e despre altcineva. Banii noștri se numesc lei, dar se numesc... nu se numesc lei, da, lumea continuă să facă glume despre cei. Trăiesc România Mare cu Bucovina și Hotinu. Ok. De la slogane până la fapte trecem. Andrei Selitra. Cred că ai capacități să fii primar de Chișinău. Avem nevoie de o conștiință curată. Poate mai faci un efort și noi în rând cu tine. Poate, dar știți cât e de greu să candidezi la primăria Chișinăului? Acolo trebuie 10.000 de semnături, adunate tot așa în 2-3 săptămâni, ceea ce e imposibil pentru o persoană cu buget zero și doar cu câțiva susținători ca mine. Deci va trebui fie să mă aliez din nou cu vreun partid care să vrea să mă înainteze, dar nu prea au mai rămas partide credibile. Sau va trebui să candidez în localități unde să-mi pot permite să adun semnături. O țară întreagă este un stat puternic, economic și militar de tot respectat. Da, ușor de zis. Nu vedeți cum respectă Putin Coreea de Nord? L-a invitat azi pe liderul Coreei Comuniste, l-a invitat în Rusia și s-au întâlnit la Vladivostok. Și Coreea divizată de 70, nu, de vreo 60 de ani, nu? Noi nu avem secție de votare în Danimarca. Ce-i de făcut? Vă duceți în Olanda sau în Germania sau în Belgia, unde vii mai aproape, sau în Suedia, că aveți tunel pe acolo. Salutări tuturor românilor de pretutindeni. Salut! Oleg, uite cum zic, te apreciez mult, dar nu cred că suntem un stat în care ar trebui un Ștefan cel Mare, întreabă Gheorghe Donici. Nu cred că Ștefan cel Mare e un model de politician perimat, ca să vorbesc sofisticat și alambicat, sau expirat, ca să fie mai pe clarul vostru, sau de mult apus. Cu 500 de ani în urmă, poate că era cool, mișto, să faci un război și biserică, mănăstire, să dai invazie, iama în vecini, să mai faci o biserică, o mănăstire, să mai violezi niște femei și să ai copii din flori și să devii sfânt după asta.
Dar acum, în secolul 21, adică în mileniul 3, nu mai este cool. Ajungi la pușcărie dacă te porți ca Ștefan cel Mare. Țărilor mari, precum Rusia și Statele Unite, nu le convine să mai fie și alte țări puternice. Ok, posibil, dar noi nu avem nicio șansă. Noi nici dacă ne unim, nu suntem puternici ca ei. Nu avem cum, nici economic, nici cu populație. India are 1 miliard populație. Și ce? E puternică precum China, de exemplu, sau precum Statele Unite, sau precum Federația Rusă, care are 150 de milioane? 1 miliard are India. Vor fi alegeri anticipate, întreabă Nicu Conea. Spre asta merge. După cum văd, cam toți cei din Parlament se pregătesc de anticipate. Mă pregătesc și eu. Țin legătura cu alegătorii, continui să urmăresc știrile din Moldova ca să fiu în temă și încerc să ochesc o circumscripție unde să nu dea busna Maia Sandu peste mine, că-mi ia toate voturile. Și că se aude foarte încet. A, Ghenadie încet. El era cu căști și probabil avea microfonul undeva în sus și nu și-a dat seama să-l tragă în față. Și eu l-am auzit încet, dar, na, dai un pic mai aproape difuzorul și îl auzi. Îmi pare rău de tine, Oleg, zice Tina Daraban. Că te obosești să luminezi partea întunecată de Moldova. Avem ce votăm, avem ceea ce merităm. De acord, tocmai de asta fac efort ca să-i schimb pe oamenii de rând, pentru că de ei, de noi, de oamenii de rând, depinde calitatea clasei politice și comportamentul politicienilor. Când mă întreabă unii, de ce te iei de oamenii de rând? Pentru că din cauza lor trăim așa, nu doar din cauza mafioților. Mafia n-ar fi posibilă cu o nație intolerantă la corupție. Savin Nicușor, lăsați că avem agramați destui și noi și voi. Jalea e că ne numim între noi, noi și voi. Nu suntem toți români, dacă ăsta e dialectul în Moldova de peste Prut. Asta nu înseamnă că suntem toți ignoranți. Nu e nevoie să ne puneți pe o anumită treaptă. Ori ne vrem unii pe alții, așa cum suntem, ori nu. Dodon va trimite un avion la comandă ca să aducă focul Haric, zice Sârghi Tudor. Parcă am auzit că Air Moldova aduce gratis. Alegerile se transformă în culegeri, zice Vladimir Ursu. Să nu se transforme în votare cu un singur candidat și te duci să-l votezi, cum am votat eu prima dată, în 92, se pare. Da, în 92 aveam deja 18 ani și am participat la primele alegeri. Și am putut să votez pentru toți trei maturii din casă la mine, și pentru mama și pentru tata. Mi-au dat buletinul, deci așa era, regulile erau relaxate. Și era un singur candidat, Mircea Ivanovici Snegur. Și două buletine le-am ștampilat și le-am pus în urna de vot. Nu știu, nu mi-amintesc cum am votat, evident, nu-mi dădea în gând să strig buletinul sau ceva, dar unul l-am luat cu mine ca amintire și sper că și acum l-am acasă despre prima mea participare la alegeri, și cât democratice. Vă dați seama cât de democratice erau alegerile cu un singur candidat? Oleg, eu te ajut să faci un partid. Denumirea partidului Frații Brega, zice Leonid Graur. Și nici n-am nevoie de ajutorul tău. În România, de exemplu, 3 oameni poate să fondeze un partid. Dar ce să faci cu acel partid? Pentru că ai nevoie de 200.000 de semnături ca să candidezi la alegerile europarlamentare, de exemplu, de peste o lună. Sau și candidatul independent are nevoie de 100.000 de semnături ca să poată să-și înregistreze candidatura. Ceea ce e bătaie de joc. Și Republica Moldova e foarte dificil și foarte scump să înregistreze un partid, dar nu imposibil. Și ce ne ajută? Că avem 49 de partide înregistrate la Ministerul Justiției. Dacă iată vorba unuia de mai devreme, nu avem pe cine vota. O părere despre Ucraina. N-am nicio părere. Ucrainenii au ales un actor. Au preferat un actor unor politicieni profesioniști. Asta vorbește și despre calitatea alegătorilor și despre calitatea politicienilor profesioniști.
dar și profesioniști, că avea un oligarh acolo, președinte. M-am mirat când a ajuns Poroșencu președinte, din primul tur încă, prima dată. Elena Gugulan zice, domnul Brega, Adineauri a spus că nu o să puteți face nimic de unul singur. Atunci faceți un partid. E mai ușor de criticat decât de făcut ceva concret. Liderilor blocului acum le-a fost foarte greu în condițiile grele de la noi să strângă în jurul lor atâția oameni și să intre în Parlament. Eu sunt o susținătoare a blocului acum, a oricărui care va face o schimbare adevărată, care va da jos corupția și mafia. Nu văd pe nimeni altcineva care ar putea face acest lucru decât pe cei din blocul acum. Dacă și dumneavoastră vreți asta, mai bine i-ați susține. Cum să-i susțin dacă nu mi-au dat nicio șansă? Să-i susțin așa dintr-o parte? Eu vreau să mă implic în politică. De ce nu mi-au propus măcar să candidez la mine la Sângerei? L-au trimis la Sângerei pe Oazu Nantoi, care a fost deputat democrat și a dat demisia și n-a fost niciodată la Sângerei, n-avea nicio treabă. Nu e așa că eu aveam șansă să-l bat pe primarul de Sângerei? Oazu Nantoi nu l-a bătut. Și eu am cerut, am propus să colaborez cu blocul. Acum ei n-au vrut. Acum toate reproșurile vă rog la ei și la ele, nu la mine. Și n-am zis că n-aș fi putut face nimic de unul singur în Parlament. Ci am zis că n-aș fi avut ce discuta și trata cu socialiștii. Evident, aș fi fost pentru o majoritate antioligarhică. Dacă ar fi venit și socialiștii acolo, aș fi participat și eu fără prejudecăți, că sunt proruși, că sunt nu știu ce, toți s-o apă și un pământ, vorba lui Mocanu. Dar eu n-aș fi stat ca ăștia, figuranți acolo, sau n-aș fi participat la inițierea de grupuri de lucru. Ce grup de lucru, că noi trebuie să facem majoritate în Parlament, nu? Fie și de două săptămâni. De ce nu fac loterie? Da? Trageți la sorți. 61 de deputați acum și socialiști și faceți loterie. Cine e următorul speaker? Sau, din contră, chiar prin rotație. Da? Azi unul de la voi, mâine unul de la noi, e posibil așa, în fiecare zi. Mi-amintesc că chiar a fost posibil odată așa. Chiar socialiștii, dacă nu greșesc, în Consiliul Municipal Chișinău, conducea ședința de Consiliu tot următorul. De ce n-ar fi posibil în Parlament chestia asta? Ca să dezghețe treaba și să pornească la treabă. Fără plahotniuc. Se pare că nu vor. Se pare că mai degrabă vor anticipate. Dar la toamnă probabil vor recurge și la loterie. De ce Moldova nu se reunește cu România? Din ce cauză? Pentru că nu vor politicienii și nu prea vor nici cetățenii. Majoritatea cetățenilor din România vor unirea. Majoritatea cetățenilor din Republica Moldova nu vor unirea. Cum să scăpăm de plahotniuc? Nu-l mai votați! Pentru că mulți cetățeni nu vor asta. Despre unire răspunde și Adrian Baciu. Dar mai ales pentru că nu vrea clasa politică din Republica Moldova. E mult mai ușor să stai pe gard și să încerci să primești favoruri politice și finanțare din est și din vest. Din păcate, ăsta e un joc foarte periculos. Exemplul Ucrainei este elocvent în acest sens. Dragoș Danilo zice, de ce leu moldovenesc este mai mic decât cel românesc? E, ce contează? Leu românesc odată era mult mai mic decât leu moldovenesc. Amintiți-vă când a tăiat 4 zerouri. Acum a devenit un pic mai puternic. Dacă ați fi tăiat numai 3 zerouri, ar fi rămas la fel mai mic, ca rubla rusească, de exemplu. Contează câte zerouri îi pui, nu? Ce venit lunar ai vrea să ai ca să te simți fericit și să nu duci lipsă de nimic? Întreabă Tudor Sârghi și nu știu dacă mă întreabă pe mine. Ce m-a apucat amețeala, e atât de mic ecranul ăsta încât mă amețește de la citit mărunt. Eu sunt mulțumit de venitul meu lunar de acum. Dacă aș avea mai mult, aș ști să cheltuiesc banii. Dacă aș avea mai puțin, aș strânge cureaua și aș trăi cu mai puțini bani. Când mi-am deschis contul meu de Patreon, acolo am scris că
aș avea nevoie de 111 dolari sau euro pe lună. Și asta încă eram în Republica Moldova, se pare. Și acum, parcă necesitățile mele minime ar fi mai mari. Dar n-am modificat chestia aceea de pe Patreon. Am 11 patroni până acum și în total oamenii cei îmi donează vreo 71 de dolari pe lună și eu am venituri mai mari decât atâta de pe YouTube, din publicitate. Dar indiferent de banii ăștia, eu mă descurc cu cât am. Eu, dacă nu o să am, nu o să am bani, mă duc la mine în sat, cresc fasole, popșoi și mănânc ce este. Sau găsesc ceva de lucru, zilier, și așa, dacă nu mi-ajung banii de pe YouTube sau din donații, mai fac cărăușie cu bicicleta. La București este așa posibilitatea să lucrezi și oriunde în lume. Poți să faci orice muncă și pe șantier am mai lucrat și nu mă tem să mai lucrez sau mă duc iar cameraman într-o televiziune. Deocamdată alte oferte nu am. Dar nu am nevoie. Acum n-am nevoie, n-am problema fericirii materiale. Oleg, cum vezi tu nivelul de trai de acum de Republica Moldova cu cel care a fost pe timpul lui Voronin? Dar sincer, eu o duc mai bine decât pe timpul lui Voronin. Atunci nu aveam serviciu, lucram la bibliotecă, lucram neoficial pe la muzeu, eram șomer, o duceam mai rău pe timpul lui Voronin. Na, când făceam emisiunea la radio, aveam un onorariu bun. Nu eram angajat, dar aveam un onorariu bunișor și eram satisfăcut. După aceea, când mi-au închis emisiunea în 2003, până în 2008, când m-au angajat la televiziune, la Jurnal TV, cameraman, am dus-o greu. Dar nu contează regimul, dacă vrei să o duci bine, o duci bine oricum. Probabil e la fel de greu și acum pentru cei care fac business, de exemplu, pentru cei care se exprimă în presă. Indicele libertății presei a coborât din nou și Republica Moldova e la nivelul anilor 2000, pe timpul guvernării comuniste. Deci, mare schimbare nu e, doar că guvernarea se numește anticomunistă și comuniștii nu mai sunt în Parlament. Am fost cât se poate de sincer și eu niciodată nu prea mint. Victor Pana Inte, când ai de ales între Plahotniuc și un actor, nu e mai deștept să alegi un actor și încă care Zelenski, și încă care Zelenski, nu unul oarecare. Mă depășește situația asta, orice actor poate juca orice rol, sau na, niște actori buni sau actrițe bune pot juca roluri foarte bune. Dar cinematografia, televiziunea, poate să creeze niște impresii, niște mirajuri, niște păcăleli, încât când vezi omul în viață să-ți dai seama că e și prost, și prost joacă, și ignorant, sau are idei nocive, cum iată m-ați întrebat mai devreme despre regizorul Lars von Trier. Deci nu se știe, habar n-am ce-i cu Zelenski, ăsta nu fac deloc iluzii. Mi-amintesc că încă când aveam emisiunea la Jurnal TV, oamenii mă întrebau: băi, priviți Sluga Naroda, băi, priviți Sluga Naroda, credeau că eu seamăn cu acel Sluga Naroda. Și n-am avut timp să privesc, decât uneori câteva fragmente vedeam pe la televizor sau undeva pe internet. Și acum iată Sluga Naroda a ajuns președinte al Ucrainei și nu mi se pare o mare realizare, ci mai degrabă un gest disperat al poporului ucrainean. Ce tari ca modele, ce țări ca modele de dezvoltare ai vedea pentru Moldova? Orice țară scandinavă. Sau Cehia. Da, Oleg, da, sunt de acord, dar poporul trebuie să scoale. Și ce folos că scoală și mai trage o beșină și sculcă la loc? Poporul trebuie să scoale, scarpini în cap, spună mâna pe carte, să uite împrejur, să nu inventeze roata, să vadă ce au făcut alții că trăiesc bine. Tot în Portugalia se întâlnești Paștele? Nu, de Paște o să fiu în Bulgaria și în România. Dar nu, n-am nicio treabă cu Paștele, nu mă afectează nici Paștele catolic, nici Paștele ortodox, nu sunt credincios și puțin îmi pasă de Hristos Soviet.
Mă distrează bancul celălalt, că cineva s-a întâlnit un catolic cu un ortodox și zice, bă, Hristos o vet! Și că aia nostru umblă de o săptămână de amă. Noi avem 30 de ani de când suntem independenți, zice Tudor Sârghe. Și ce schimbări am avut spre bine? Cred că unire cu România va fi un pas bun. Hai să visăm. Sergiu Cătărău. Salut, Oleg. Dacă or fi anticipate, nu dorești să încerci să te alături la blocul Unirea, care s-au întrunit 3 mișcări unioniste și 3 partide unioniste, ce zici? Nu, nu mă interesează acele 3 partide unioniste și 3 UNG-uri, pentru că sunt prea puțin credibile, mai ales că iată pe cale să se unească și cu partidul lui Ghimpu și Chertoacă. Nu știu, nu exclud. Orice e posibil. Depinde ce fel de oameni vor fi acolo. Am zis, pentru mine unirea nu e un scop în sine. Eu sunt unionist sceptic și nu sunt dispus să particip într-un bloc unionist cu persoane compromise ca Ghimpu și Chertoacă, de exemplu. Vitalia Pavlicencu e o simpatică și alții din Partidul Național Liberal. Dar când i-am văzut că s-au legat cu neolegionari ca Lașcu, de exemplu, n-am mai vrut să aud despre ei și nu s-au delimitat deloc de spusele și de faptele lor. Și de aceea nu îmi doiesc asociere cu astfel de persoane naționaliste, neonaziste. Încă mă mai tentează o colaborare cu blocul acum. Sper că la alegeri anticipate vor fi mai rezonabili, mai deschiși pentru societatea civilă și vor fi obligați să fie, mai ales dacă vor fi alegerile anticipate comasate cu cele locale, pentru că, ziceam, toată lumea va simți crize de cadre, de candidați și va trebui doar să discutăm, să negociem cu ei unde candidez la vreun consiliu raional, consiliu municipal, la vreo funcție de primar sau totuși pentru parlament. Eu cred că sunt mai bun, mai potrivit pentru parlament și pentru alegerile locale. S-ar putea să găsească alți specialiști la fața locului. Dar orice e posibil, sunt flexibil, nu rigid ca socialiștii. Sunt deschis pentru colaborări, pentru negocieri, pentru discuții. Se pare că am discutat, ne-am lămurit. Avem, cred că, mai mult de un ceas de când vorbim. Numărul spectatorilor a crescut până aproape de 100, după care a scăzut până sub 50, după care din nou a început să crească până la 100, dar mă tem că e oră târzie la voi acolo. Și la noi se întunică aici, dar s-a oprit ploaia. Așadar, și despre anticipate și despre ploaie se pot spune diverse opinii, că e bine, că e rău. Mă bucur că ați fost alături de mine și am discutat cu argumente. De ce e bine, de ce e rău unirea, de ce e bine, de ce e rău blocul acum sau coaliție cu socialiștii. În felul ăsta învățăm democrația, invocând argumente logice. Mulțumesc tuturor pentru că ați fost cu mine, că ați participat. Vă rog să apăsați like, să dați share la acest video, dacă o să-l vedeți pe Facebook sau pe YouTube. Probabil o să-l copiez și pe YouTube, pentru că și acolo am nevoie de conținut, pentru că de pe YouTube mă hrănesc. Facebook încă nu a început monetizarea. Ajutați-mă să mă fac văzut și auzit, pentru că nu-i așa, o societate pluralistă, democratică, are nevoie de mai multe voci, inclusiv una ca lui Brega. Noapte bună!